Revoluția din 1989, momentul în care România a pășit timid pe drumul spre libertate și civilizație, a fost tema dezbaterii organizată în sala mare a Consiliului Județean Dâmbovița. Cei prezenți au vorbit despre însemnătatea momentului 89 și mai mult au povestit din experiențele pe care le-au avut în timpul Revoluției. Chiar dacă de 21 de ani suntem martorii unei tranziții dureroase pentru anumiți români, Revoluția din decembrie 89, pentru că și aici vin și afirm că a fost o revoluție, o mișcare populară amplă. Revoluția din decembrie 89 a dus țara noastră către civilizație, către libertate și datorită acestui lucru trebuie să fim în continuare recunoscător milioanelor de români care au ieșit în stradă în acel moment. Unii mai curajoși, alții puțin speriați pentru că regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu instituise o teroare pe care cu greu o suportam. Vreau să vă spun că Consiliul Județean va finanța o carte privitoare la Revoluția în Târgoviște. Suntem dispuși să finanțăm o carte prin care să arătăm evenimentele și vă lansez o provocare tuturor celor prezenți să scrieți o astfel de carte pe care Consiliul Județean să o financeze, în care să le arătăm studenților care nu cred că au participat la Revoluție, unii dintre ei fiind poate în scutece atunci, dar mai ales celor care au fost participanți reali la această revoluție și îi provoc pe toți care au astfel de documente să veniți să scriem o carte, pentru că e istoria noastră. În România nu s-a putut face o reformă, o trecere lină de la un sistem politic și de la un regim politic către democrație și a fost nevoie de această ridicare a populației care nu mai putea suporta starea în care se ajunsese în momentul acesta de vârf 1989. Poate sunt un român dintre puținii români sau foarte puțini români care am participat la două evenimente. Deci 22 decembrie 89 în România și 3 octombrie în Germania. Pentru că după 8 luni de zile am fost azvârlit în Germania în vest, revenind înapoi, să zicem, prin Frontul Salvării Naționale, cei pe care eu îi dădusem afară. Pe această cale vreau să mulțumesc la doi oameni, poate care mi-au salvat viața, maiorul pe atunci, sau care este, vorbesc de Dinu, directorul onorific de la TTV, fost coleg de, sau partener de scară cu mine pe bloc, unde în ziua de 22 decembrie a fost chemat de către mine și mi-a salvat viața în anumite condiții, punându-mi doi indivizi chiar cătușele la mâini. Mulțumesc colonelului de securitate Dragomir, care trăiește. În data de 16 decembrie m-a pândit și mi-a spus să plec de acasă. Să descoperise că am împrăștiat manifeste.